La finele săptămânii trecute, instituția prefectului Iași a găzduit o nouă dezbatere a Comisiei de Dialog Social. Propunerile adoptate pe ordinea de zi au fost legea cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și reglementările privind valorificarea adeverințelor de grupă superioară de muncă în stabilirea drepturilor de pensie. Reprezentanții sindicatelor și patronatelor au subliniat câteva direcții esențiale: armonizarea nivelului de salarizare a bugetarilor, formularea neechivocă a proiectului de lege, actualizarea sistemului de calcul a sporurilor. Cele mai mari probleme au fost sesizate în ceea ce privește situația bugetarilor din sistemul de învățământ preuniversitar. Cele două soluții pentru echivalarea salariilor profesorilor cu celelalte categorii bugetare sunt atingerea nivelului maxim de salarizare în 25 și nu 40 de ani și existența a cel mult 5 trepte de salarizare în funcție de vechime. Sistemul sanitar nu este nici lipsit de lacune, impunându-se o actualizare a metodei de calcul a sporurilor. Cei prezenți au evident necesitatea rezolvării problemelor noului proiect de lege în cadrul discuțiilor de la Comisia Parlamentară de Specialitate.